Este vremea de ieșit în parc sau la un picnic. Atenție însă la căpușe. În Baia Mare s-a înregistrat un număr record de cazuri de mușcături. Sunt de 10 ori mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Medicii sunt îngrijorați și ne sfătuiesc să ne ferim cât putem, iar dacă am fost înțepați de căpușă, să mergem imediat la doctor. Ixodes ricinus, în denumirea populară căpușa comună. O întâlnim în parcuri sau oriunde e iarbă. Dar mai bine ar fi să nu întâlnim. Mergeți la iarbă verde? Da! Îmi place, dar de căpușe trebuie să de, pentru că nu știi care e de aia și care e de aia la altă. Ați avut vreodată incidente de acest gen? Am avut în copilărie destule, dar pe vremea aia nu erau ce sunt acum căpușile. Erau mai domestice. În ultima vreme, numărul înțepăturilor de căpușă a crescut alarmant în Maramureș, iar 9 din 10 pacienți sunt din Baia Mare. Dacă în anii precedenți, pe zi aveam 5-6 prezentări la camera de gardă, acum avem 30-35-40 de prezentări pe zi la camera de gardă, mai ales în zile de weekend. Medicii spun că atunci când ieșim la iarbă verde, trebuie să ne așezăm pe un cerceaf alb, să purtăm haine de culoare deschisă, pantaloni lungi și să evităm încălțămintea decupată. Mă caut pe piele, dacă nu s-a urcat ceva. Cum vă protejați împotriva căpușelor când ieșiți la iarbă verde? Când ieși la iarbă verde, știu, bă, da, pe primă, ia asta din soare. Se pune, știu, ce sau nu știu ce. Iese singură. Ne îmbrăcăm cu pantaloni lungi, cu bluză comunică lungă și cam atât. Apă cu oțet. În niciun caz nu aplicați alcool, oțet, ulei, benzină, salivă sau orice altceva pe înțepătură. Este preferabil să mergeți la medic, astfel încât situația să nu se